Ce? Ar fi ne-am dat întâlnire. Tu nu poți să fii permanent vizitat. Da. Deci îți place așa? Da. În mod fericit. O să arăt. Deci astea sunt vestitele chei. Da. Ce chei este asta? Astea sunt cheile pe care le folosesc ca să deschid poarta soarelui acum. Bună ziua și bine ne-am regăsit la un nou interviu în cadrul proiectului Cultura pe terasă. Astăzi avem bucuria să avem alături de noi artistul plastic Sorin Purcar. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Și vreau să vă propun, dacă sunteți de acord, să deschidem împreună un jurnal. Și dacă doriți, aș începe cu 21 iunie. V-ați ales o zi foarte interesantă să veniți pe Pământ, având în vedere că e cea mai lungă zi din an. Și am o satisfacție din punctul ăsta de vedere. Ați ales lumina. Îmi place lumina, da. Așa, perfect. Și personajele mele merg către lumină. Nu sunt angoasate, nu au stări. Chiar dacă există unele lucruri care le apasă, trec peste greutăți. Pășesc. Și pe 21 iunie v-ați născut la Galați. Da. Zic corect? Da, da. E o parte frumoasă din copilărie. Să umbli pe canale, să fugărești broaște, să cauți șerpi printre bălării. Uh-huh. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Galați, ce credeți că ați păstrat din perioada aia? Spiritul ludic, bucuria de a mă juca. Mă joc în continuare cu formele, cu dimensiunile, cu culorile. Bucuria asta a rămas intactă. Cum v-ați descrie ca artist? Mă refer la caracter, cu foarte mult foc, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă apă, cu foarte mult pământ. Cred că foc și pământ, mai curând. Foc și pământ. Răbdare mai puțin. La asta lucrați. Dar trebuie să-mi impun, n-am nicio șansă altfel. Și lucrările pe care le fac eu presupun extrem de multă răbdare. Mici particule de metal care trebuie legate între ele, asta înseamnă multă răbdare. Cum e o zi de muncă pentru un artist plastic? E greu să o definești, pentru că ea are, deși pare o rutină absolut banală, îți oferă surprize în fiecare zi. La sfârșitul zilei mă uit la lucrare, o analizez. Și mă gândesc, cam așa aș vrea să fac. Nu se întâmplă identic, îmi mai schimb ideile, însă în cazul sculpturii trebuie să știi foarte clar ce urmărești. Și atunci fac un desen spațial din bară, acolo îmi definesc eu și formele și proporțiile lucrării, văd unde se vor insera obiectele, pentru că îmi plac obiectele și ele îmi sugerează forme. După ce am definit foarte clar felul în care va sta lucrarea în spațiu, încep și aplic carnea lucrării, se spune, mici plăcuțe de oțel pe care le sudez între ele și îmi construiesc forma. Lucrați cu foarte multe materiale, am văzut. Și cu toate simțurile, da. Și auditiv și vizual, apelați la mulți receptori. Da, mie îmi place, simțul tactil este ceva deosebit pentru o sculptură, pentru că o atingi, are o atingere, îți oferă un alt fel de a cunoaște lucrare. Îi simți greutatea, îi simți masa, materialitatea asta, textura suprafeței. Dar asta nu e accesibil pentru vizitatori? Ba da, este, da? Accesibil. Depinde de lucrare. La bronz, în suprafețele lustruite, pot rămâne amprente. Pe oțelul inoxidabil n-ai problema. Adică asta. Eu pot să... Da, este o lucrare care nu suferă dacă o atingi. Da. Dar da. Mie îmi place să o mișc de fiecare dată. Și acum noi o vedem așezată pe plintă, dar atunci când te joci pur și simplu cu ea, construiești o formă nouă, e foarte plăcut. Terminați o lucrare.
minunată, sunteți mulțumit. Ce urmează? Cum urmează următoarea? Cum vine următoarea? În mintea, în sufletul dumneavoastră? Ele circulă, practic e un rezervor de forme, așa consider eu. Și lucrările iau naștere una din cealaltă. Ajung la teme noi, dar e o trecere firească. Ele sunt legate așa într-un fel de șuvoi și greu să prinzi un fir din care să desprinzi ceva. De asta de multe ori când descoperi câte un obiect nou care îmi place, apare o nouă temă. Adică, descoperiți un... Păi să spunem că mi-au plăcut foarte mult casetele la un moment dat și așa a apărut Besacteaua. Besacteaua cu gânduri. Am vrut să găsesc un personaj care să-mi... care gândurile și frământările. Era nevoie de așa ceva. Și? Dar a rămas singură. De obicei se dezvoltă în cicluri lucrările, ea a rămas singură. Și ce gânduri vă cară? Cele obișnuite, ale unui om obișnuit, pentru că nu avem o aură deasupra și nici nu suntem nemuritori. Că tot vorbeam mai devreme. Noi așa vedem. Noi așa vedem și de asta vă prețuim atât de mult că prin dumneavoastră. Frământările unui om. La care sunt dat, frământările unui artist? Chestii de zi cu zi, așa, cum trebuie să faci niște plăți, ce mai trebuie să cumperi, toate lucrurile banale. Și când mai trebuie electrozi de sudură, așa. Mai am nevoie de un conflex, cred că am să mai cumpăr niște discuri de tăiat, trebuie să văresc undeva și n-am chef. Și atunci, geniul creator, dar unde are loc pe lângă frământările astea? Ca noi să ne bucurăm de tot ceea ce creează. Păi e o parte din om. Da? E o parte care există în noi, cred că în fiecare dintre noi. Credeți? Se manifestă în mod diferit, în domenii diferite, dar cred că fiecare îl are. Și după cum văd eu, sensibilitatea, acolo suntem diferiți. Avem o aplecare către o anumită zonă, cu anumite forme, anumite culori, sau nu. Deci indiferent, că asta este, ai alte preocupări, e ceva firesc până la urmă. Unde ne duc sculpturile dumneavoastră? Unde credeți că ne duc, apropo de altă lume? Sau unde ați vrea să ne ducă? Nu, vă duc unde vreți dumneavoastră. Pentru mine este esențial ca spectatorul să își construiască propria poveste. Independent de ce am gândit eu. Ceea ce am gândit eu este relevant pentru mine, pentru... felul în care am materializat un gând, dar nu neapărat un gând, o intenție nici nu neapărat, că așa spui un gând, e un concept, are greutate, dar nu e adevărat. Simți că ai vrea să faci ceva și încep să mă joc cu formele și de rezervorul ăla descoper firul care îmi trebuie. Și de acolo de exemplu, fata la care ne uităm acum n-a avut arii. Am și expus o fără arii la un moment dat. Dar mai trebuia ceva. Și mi-am dat seama, cred că la vreo 4 sau 5 luni de zile, da? Ce trebuie. Și acum e exact așa cum trebuie. Îi lipsa ceva. Asta e. Eu sunt foarte curioasă. Fata, când ați creat-o, ce era în... Hai să nu zicem gânduri, că ați spus că sunt destul de abstracte și reci. Ce emoții aveați atunci? Toate centauresele astea așa. Au ca prototip niște balerine pe care le-am desenat eu an la rând la Teatrul Nae Leonard. Mergeam să încerc să înțeleg forma umană, da? Galați. Să o văd în mișcare, așezată, statică și ecouri din felul lor de a se mișca, din grația, din eleganța aia, au rămas în toate lucrările. Da, asta și percep mișcare. Da. Eleganță. Ea nu-i static, are un elan, parcă se pregătește să-și ia zborul. Cel puțin așa o văd eu acum, că nici nu știu dacă m-am gândit neapărat în sensul ăsta. Cum e publicul dumneavoastră? Aia, asta aș vrea să știu și eu. Cum credeți că e publicul? Eu zic că e un public curios. Un public care nu are bariere, nu își impune idei preconcepute
tot aud povestea aia că mie îmi place ceva în genul clasic. Dar nu poate defini personajul respectiv ce înseamnă clasic cu adevărat. Dar are o anumită idee despre cum ar trebui să fie arta. Ei, cei cu care dialoghează mai bine lucrările mele sunt oameni liberi, au o minte deschisă. Deși uneori lucrările mele pot fi destul de... Dau ceva care nu e obișnuit și care stârnește spectatorul sau îl lasă total indiferent că spune ce bazaconile astea. Deci există și varianta asta, cred. N-am stat să-i analizez, că n-am mers niciodată prin expoziție să întreb cum vi se pare. Dar un lucru frumos, am avut o expoziție la Cupola prin 2008-2009, care s-a numit Magazinul Instalatorilor. Erau niște personaje construite, figuri quasi umane, dar în care includeau piese din diverse robineți, mă rog, ceva care ține de instalații. Că de-aia am spus Magazinul Instalatorilor. Și deschisesem expoziția, a apărut în ziar o informație și cu afișul expoziției. La Cupola s-a deschis Magazinul Instalatorilor. Eram în expoziție și vine un domn foarte simpatic și zice: eu am citit în ziar că s-a deschis un magazin pentru instalatori și vreau și un robinet de 14 fi, nu știu. Era literam acolo, da. Așa de mult mi-a plăcut. Zic, uite, omul potrivit la locul potrivit. I-am spus că nu pot să-l scot din lucrare, dar aș fi dispus. Așa că... A gustat până la urmă? A stat și a admirat robinetul? A stat la pufești după aceea, pentru că s-a amuzat și el. De ce venise el în centru ca să caute Magazinul Instalatorilor? Păi, cred că asta e paradoxal, că dumneavoastră în prima fază duceți în eroare. Că nu știm de unde să începem și după aia regăsim atât de multe elemente din noi în toate sculpturile dumneavoastră. Cum spuneați, că sculpturile sunt ale noastre în interpretare. Da, așa este. Uh-huh. Dacă e un cățel... și trece prin o lucrare, nici o caz nu s-o perceapă decât ca o bucată de metal. El își dezvolă o poveste sau te îndeamnă să îți construiești o poveste doar dacă ai deschidere și le privești liber. Vorbind despre tineri, o să vă rog frumos, gândindu-vă la ei și îi cunoașteți, aveți generații sub baghetă, ce sfaturi, ce suport mental ați putea să le creionați? Eu le-aș spune să-și urmeze visul. Așa. În momentul în care descoperi că este ceva care ți se potrivește, merită să lupți și... să nu renunți. Să nu renunți. E ușor să renunți la un moment dat. Spui, gata, m-am plictisit, e prea multă muncă. Eu tot am auzit problema asta cu muncești prea mult, cel puțin în zona sculpturii. Dar nici nu se pune problema așa. Faci sau nu faci. Nu există, la asta o să muncesc prea mult. Nu e un ai efort, ai, e o plăcere. Ai în față un rezultat, nu ai în față... Și rezultatul ăla se obține în urma unui proces. Dacă stai să analizezi cât muncești, n-are rost să faci lucrul ăla. Dacă te bucuri, oricât ar fi de greu, ajungi la un rezultat și ai și satisfacția că ai reușit să ajungi la el. Școala e foarte importantă. Eu cred că în momentul în care mergi și urmezi o școală, trebuie să fii implicat și... să nu te pierzi în... Că întotdeauna sunt o fel de lucruri pe lângă, pe care parcă ești tentat să pierzi mai mult timp într-o parte, în alta, și vezi că a trecut timpul și n-ai câștigat cât puteai câștiga. Adică să te concentrezi pe educația ta, pe acei ani în care ai parte de școală. Ai ani de experimente, cel puțin în zona artistică. Ani în care descoperi tehnici
descoperi viziuni diferite chiar la colegii tăi și descoperi că e o lume frumoasă. Dar trebuie să stai în atelier și să lucrezi ca să descoperi asta. Nu poți altfel. Deci și școala e importantă. În momentul în care începusem să lucrez, bineînțeles că nu reușești să desenez foarte bine dintr-o dată. Și de fiecare dată eram așa, parcă nu mai voiam să merg mai departe, dar zic, nu, ok. Ceea ce vreau eu este altceva. Dar fără să stăpânești mijloacele alea, fără acea școală de care vorbeam, nu poți să reușești să-ți materializezi viziunea niciodată. N-ai cum. Și atunci faci și anatomie artistică, faci și istoria artei, faci și modelaj. Toate se cumulează, devine un gen puternic. E materia din care după aceea tu o să țești altceva. Care te formează. Da. Și cu care aduni în interior ca apoi să poți să expune ce ai trecut prin filtrul tău. Să poți să dăruiești. Să poți să dăruiești. Mulțumesc frumos. Mulțumesc.